Let's la ce mă gândeam mai înainte, faptul că dacă nu ne rugăm noi pentru fata asta, poate că dăm și banii degeaba. Înțelegeți ce să zic? Că numai Dumnezeu poate face minunea asta, amin? Ai vrea să ne rugăm pentru ea, ca împreună cu banii noștri rugăciunea e mai important. Mă rog ca Dumnezeu să fie cu medici ce e. Știți ce mi-am adus aminte cu visul acela de azi dimineață? Ea era ființa aceea care a venit îmbrăcată în alb. M-am gândit că am văzut poza de unde cunosc chipul acesta, care a dus trandafirii. Oamenii aceia care s-au mântuit în dimineața asta. De fapt, ea era îngerul. Haideți să ne rugăm pentru ea. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ea, Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Știți ce aș vrea? Vrea ca într-o zi să o putem cunoaște aici, în față să vină să crească mare și să spună vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a fost bun cu noi. Noi nu trebuie să ne mulțumească că n am făcut nimic. Prea puțin ce putem face noi. Dar Dumnezeu e mare. Sunt Dumnezeu convins că va tămăduiește pe sora noastră Rodica. Făcut patru citostate până acum și medicii spun că tot greu. A mărit nivelul citostaticilor. Are ganglion pe ficat. Doamne, fă o bine seara asta, amin. Haideți să ne rugăm pentru Andrada, ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de amen. Și haidem înainte de a asculta cuvântul Dumnezeu să spunem cu toții, Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slavă. Amin. lui Dumnezeu! Haideți să ascultăm cu bucurie un pasaj din Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, din capitolul 4, începând de la versetul 35. Matei, capitolul 4, începând de la versetul 35. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși, tot n-aveți cre credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să vă spun că dacă sunt în această după masă aici, nu sunt în calitate de mare predicator. Să datorită faptului că fratele Vladimir, așa cum a spus, mă iubește și m-a invitat în seara asta aici. Deci ceva de mare predicator, m-am gândit la un lucru. Mi-am dus aminte că eram mult mai tânăr și fratele Vladimir era mult mai tânăr atunci în perioada taberelor de tineret, unele dintre ele s-au ținut chiar pe aici prin Bihor și fratele Vladimir n-a putut să vină odată în tabără să predice. Cei de acolo mi-au spus mie ce trebuie să predici în dimineața asta în locul fratelui Pustan. Mă bucur într-un fel că nu trebuie să predic în seara aceasta în locul fratelui Vladimir. Știți ce s-a întâmplat după ce am predicat eu în dimineața aceea? s-a sfârșit tabăra. N-a mai fost tabără de tineret. A fost ultima predică. Sunt bucuros să fiu în locul acesta și pentru că am bucurie, am venit cu o parte din, din familie, cu fiicele mai mari. Am vrut să nu fie numai bucuria mea și am vrut, dacă pot să fac în vreun fel bucurie fratelui Vladimir, Mi am adus și pe cei care, o parte dintre studenții care în vara aceasta o să-și dea licența de la teologie din Arad, Inima fratelui să se bucure pentru lucrul acesta și din toată inima sunt bucuros să vă întâlnesc pe dumneavoastră. Probabil că m-am mai întâlnit cu unii dintre dumneavoastră în biserică, aici la Beiuș, Mă bucur din toată inima să îl pot întâlni pe fratele Sorin Pătcaș în locul acesta. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragii mei, într-un fel, suntam cu fratele Vladimir și vreau să vă spun că dintre toți de aici, mă, omul ăsta îl iubește pe Nelu Popelea și totuși ce o să vă spun eu acum vă surprinde. Probabil că dintre toți de aici eu îl ascult cel mai puțin pe fratele Vladimir și deci, zice, cum de faci lucrul ăsta? Știți de ce? Pentru că mi-au zis unii la Arad, am auzit o discuție indirect, zice, deci, doi tineri vorbeau de pe la grădiști și de pe în altă parte, zice, Nelu Popelea ăla care ascultă predicile lui Pustan și după aia le zice el am Doamne, o să evit de acum să mai ascult o predică, sigur că nu evit atât de tare, încât să nu, și când vine fratele la rad, mai merg să-l ascult pe fratele Vladimir, să fiu aproape cu inima mea de el, însă vreau să vă spun că dacă semănăm într-un fel, nu e datorită faptului că am copiat ceva, ci uneori viața te face să fii asemănător cu un alt om. Viața, grea, faptul că am trăit în lume până la 20 de ani, Faptul că unele lucruri pe care le-a gustat fratele Vladimir din lumea aceasta, le-am gustat și eu, poate că asta ne face să într-un fel să fim asemănători. Dragii mei, doresc din toată inima ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și doresc din toată inima, dragii mei, ori de câte ori veniți în casa lui Dumnezeu, să veniți cu bucurie. Probabil că v-ați obișnuit cu modelul de biserică. Pe unde mai merg, întâlnesc oameni care la urmă îmi spun așa, frate, ne-am săturat și de monotonia asta din casa lui Dumnezeu. Cântare, ne așează jos, ne ridică, iară, un predicator și așa mai departe. Și știți ce am zis? Dar ce ați vrea să faceți când veniți la casa lui Dumnezeu? Adică să ne adunăm toți la biserică, să ne dăm de-a dura de-aci până încolo, ca să fie mai deosebit la noi ca la alții? Biserica este pentru rugăciune, casa lui Dumnezeu este pentru rugăciune, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Și suntem bucuroși în după masa asta să fim aici, mărit să fie Domnul. Știu că Dumnezeu va lucra, nu pentru că sunt eu aici, dar Dumnezeu are de lucru întotdeauna cu fiecare dintre noi. Astăzi vreau să vă predic despre nepăsarea lui Dumnezeu. Știu că sună cam ciudat, dar o să vedeți de ce pare Dumnezeu că uneori stă nepăsător, nepăsarea lui Dumnezeu. Ne zbatem uneori, dragii mei, și zicem așa, și spuneam asta și de dimineață la biserică, și noi, dacă ar fi predicat cu tare astăzi, ar fi fost ceva. După ce a predicat cu tare, zicem, auzi, de eram eu să predic, cu siguranță era altcumva astăzi la biserică. Și ce s-a întâmplat la noi odată în biserică? La Sântana. au venit niște musulmani, niște tinere musulmani la biserică în schimb de experiențe cu tinerele noastre de la biserică care au fost în străinătate. Le-au trimis de la liceu. Și acum fiind musulman și la noi am primit telefoane, frate Popelea să veniți dacă se poate să predicați, vrem să fie așa ceva strong, ceva puternic, să plece astea marcate de la noi de la biserică. Și tocmai atunci n-am putut să mă duc. Și a predicat un frate din comitet care vorbește foarte rar, așa, foarte calculat. Și îmi spunea conducătorul bisericii, ce frate Nelu, m-am uitat la un moment dat acolo în, printre rânduri că o româncă de-a noastră traducea uh, fetelor musulmani care venise din străinătate și vorbea foarte repede, traducea asta, foarte rar vorbea la învon. Tot eu tradus. La urmă zice, m-am dus la ea să ce spus atât de mult? Că nu traduceai tu așa după cum vorbea fratele de la învon. Deci ce ai spus? Deci, a, zice, eu n-am tradus pe fratele. Zice, s-au simțit mișcate și atinse de cuvântul lui Dumnezeu și o să că dată când o să vină la casa lui Dumnezeu, zice, o să vină cu plăcere să mai asculte ce le vorbește Domnul. Dar totuși spunem ce ai tradus. N-ai atât de important, zice, am tradus ce? Ce ai tradus, zice? I-am tradus o predică de la Pustan care am ascultat-o zile trecute. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Vedeți, dragii mei, credem uneori că, a, dacă mă încord eu la amvon, atunci sunt un om grozav. Dar uitați că Dumnezeu poate să lucreze și în alte forme. Dragii mei, nepăsarea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vă predic despre neajustarea care ne ajustează credința noastră. În această zi vreau să pun pe Hristos, pe Isus și omul în antiteză. Nu de altceva decât să scoatem în relief câteva lucruri care cred că o să ne intereseze și numai atâta o să ne edifice din punct de vedere spiritual. Ne uităm în Sfânta Scriptură, dragii mei, și văd textul acesta ca unul care ne prezintă trei probleme. S-au întâmplat trei lucruri acolo în Corabie, dincolo de predicile acelea pe care le avem noi și vrem să fie așa glorioase, niște predici care să aducă speranță. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu aduce speranță. Însă văd în pasajul acesta din Sfânta Scriptură trei probleme. Și în primul rând observ o problemă de timp. Versetul 35 spune așa, În aceea zi, și lucrul ăsta nu-i la voia întâmplării, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. O problemă de timp. Și pentru că punem pe Iisus și om în antiteză. Prima dată vrem să ne uităm la Isus Hristos. Isus Hristos și timpul. Pentru că am zis, o problemă de timp. Isus Hristos și timpul. Uitați-vă la Isus Hristos. Versetul 1 nu e în zadar pus în scriptură, adică versetul 35, primul din text. Adică, cum e Dumnezeu până la urma urmei? El care e tot puternic, a tot știutor. Îi ia pe ucenici și îi duce și bagă direct în furtună, direct în toiul furtunii. Cum e Iisus Hristos? Te ia și te bagă direct în datorii. A plecat la Domnul un frate de la noi, de la Arad, în urma lui, pentru că a plătit pentru sănătate, a dorit să trăiască, a avut și mai are acum, a lăsat familie o datorie de 30.000 de euro. Te ia Iisus, te bagă direct în datorii. Te ia Iisus Hristos și te bagă direct în fața tirului. Cum e dragostea asta a lui Dumnezeu? Știe totul dinainte. Și totuși se pare că uneori stă nepăsător. Pleacă un păstor împreună cu tineri în misiune și în loc să întoarcă acasă la familie care stă în rugăciune, se roagă pentru el. Intră direct în fața tirului și pleacă direct în veșnicie. Și asta înseamnă dragostea lui Dumnezeu? Asupra acestui tablou pe care îl vedem noi, se potrivește versetul acela din Ioan, din capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, când un copil se stinge în cărucior, ai dori că ești tată, să-l vezi puternic, să-l vezi tare, să-l să măsori cu tine, că asta e mândria unui tată, să vadă cât de înalt fiul, cât s-a dezvoltat, cât de lat în spate. Asta e mândria tatălui. Îl vezi cum se stinge în cărucior, asupra acestui tablou, mai poți pune această deviză, Iisus Hristos, Dumnezeu e dragoste. Când o mamă rămâne acasă și soțul pleacă să predice și de trei zile nu-i trece cu niciun calman, durerile de cap, așa cum se întâmplă la mine, tablou ăsta mai poate fi numit Dumnezeu e dragoste? Sta să vedeți întotdeauna sfârșitul. Aveți, dragii mei, întotdeauna răbdare să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Nu spuneți ceva înaintea Domnului. Pentru ca o lucrare să iasă frumoasă, Domnul Dumnezeu ia șpacul și prima dată, așa cum vrem noi să facem un perete fin, așa că ne place să avem acasă pereții fini, ia șpacul, rade, până la beton, până la cărămidă e nevoie uneori. Pune Domnul Dumnezeu jmirgul pe noi, prin unul mai mare, după aceea tot mai fin, tot mai fin, până când iese o capodoperă din noi. Și am zis, dacă ar fi după mine, dragii mei, aș umple pământul acesta de a-și avea bani, cu lozinci pe care a scrie, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu nu ne uită. Venim la casa lui Dumnezeu și ne comportăm uneori ca niște oameni uitați, uitați de Dumnezeu, niște oameni care nu mai au nicio nădejde. Ne-am transformat parcă în niște puznici. Stăm la casa lui Dumnezeu și vedeți așa câte spații sunt între noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că uneori ar trebui să ne scoatem bârna din ochiul nostru. Să nu avem pretenția să vedem un goz mic, un gunoi mic în ochiul aproape nostru, să ne scoatem noi bârna. De ce e distanța așa de mare între noi? Pentru că umblăm cu bârna asta în ochiul nostru. Mă întorc 3 metri distanță. Că atât ai bârna, atât ai grinda. Nu stă nimeni în tramvai, zic unii, în arad, lângă mine. Cum să stea? Nici în față, nici în spate. Pentru că te întorci pe toți îi dai. Deoparte. Vi la casa lui Dumnezeu, scântăreți în față, te întorci. Pe toți îi ai dat la pământ. Predicatorii nu sunt buni. Dragii mei, în seara aceasta, Iisus Hristos este în locul acesta și nu e un fel de a spune. Chiar Iisus Hristos cu Duhul Lui cel Sfânt e prezent între noi și sunt sigur că Domnul Dumnezeu ne va binecuvânta în această zi. Știm noi de ce am venit aici în adunare? Deci că după ce s-au întors de la casa lui Dumnezeu, doi soți discutau o mașină și ce? soția, ai văzut nevasta păstorului? Și n-am văzut, că am fost atent la altceva. Ce dar n-ai văzut nici ce slab a predicat el astăzi? Ce nu, eu l-am ascultat cu interes, mi-a plăcut cum a predicat. E ce, dar auzi, palul n-ai văzut ce pălărie avea? N-am văzut nici asta. Și n-ai văzut nici că fica păstorului nu era asortată, cum n-ai putut să vezi nici treaba asta? Nici asta n-am văzut. Auzi, mă, tu degeaba mai vii la biserică. Și ce mai vii tu la biserică dacă n-ai văzut toate lucrurile astea? Pentru ce am venit, dragii mei, în această zi la casa lui Dumnezeu? Sunt sigur că Dumnezeu vrea să ne umple de putere. Sunt sigur că Dumnezeu ne poate lua în mâinile Lui. Așteptăm lucruri mari, dragii mei, de la oameni și vrem, ne-am obișnuit să plecăm de la casa Lui Dumnezeu impresionați. Știi cum e când te atinge Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu chiar prin cuvânt? Nu mergi doar impresionat, mă, predicatorul ăsta, să-l mai inviz frate Vladimir, mi-a plăcut, celălalt nu. Când pleci de la casa lui Dumnezeu, te pui înaintea blidului cu zamă sau mâncarea pe care o ai și nu intră în tine pentru că ți capul tot la ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu. Când te transformă Domnul, te pui imediat să vede niște schimbări, dragii mei, atunci când ne cercetează Dumnezeu. Așa e când vine Domnul. Haideți să nu ne așezăm așa de mult speranțele într-un om, în niște persoane, să ne gândim totdeauna la Dumnezeu. A existat un frate baptist în vârstă care predica atât de profund, el nu avea școală, dar de de aprofundzime, el cerceta Dumnezeu. Toți au recunoscut, toți păstorii care aveau școală, au recunoscut că în omul acesta există putere din Dumnezeu. Și la un moment dat s-au gândit păstorii, hai să luăm pe fratele bătrân, să ne strângem noi așa vreo 10-20 de păstori și să-l punem să ne predice. Și a început fratele să le predice și le-a predicat și le-a predicat extraordinar. Vedeau că Dumnezeu îi cu el. Și la urmă a venit unul mai tânăr, un frate păstor mai tânăr, aia și azi, frate, extraordinar, se vede că ești călăuzit de Domnul. Însă vreau să spun un lucru. Ai făcut numai puțin de 21 de greșeli gramaticale. Stat fratele în vârstă așa și o să măi tinere, Aici eu am acasă 14 găini. Mă duc și iau grâu împreună cu pleau, le arunc acolo grâu peste gard. Deci atât de deștepte găinile mele încât știe să mănânce grâu și să rămână pleava jos. Dragii mei, nu ne punem speranța în oameni. Speranța noastră este Dumnezeu. Ne-o cimentăm în El și Dumnezeu ne binecuvântează. Slăvit să-i fie numele. Fericirea noastră nu poate fi fundamentată în oameni. Știți cum suntem noi în privința fericirii? Cum zicea cineva, îmi plăcea ce spunea. Zice, fericirea e ca și o minge de fotbal. Tot alergăm, după ea alergăm, după ea alergăm, după ea și când am găsit-o îi dăm cu piciorul. Dragii mei, rugați-vă pentru slujitori. Așa e și cu slujitorii. Ne rugăm pentru ei, ziceam de dimineață bisericii, Doamne Dumnezeu le ridică slujitori, ridică slujitori și ridică Vladimir Pustan, altul, un nume necunoscut, Nelu Popel, le ridică Dumnezeu. Și când ne-a ascultat rugăciunea, în loc să fim fericiți, le dăm cu piciorul. Dragii mei, haideți să învățăm să ne rugăm pentru cei pe care a pus Dumnezeu să slujească înaintea noastră, amin? Să lucreze Domnul. O problemă de timp, Hristos și timpul. Uitați-vă, dragii mei, pare că Iisus Hristos stă nepăsător, îi bagă în toiul furtunii, îi pune exact acolo unde era mai greu și stă liniștit și doarme. Haideți să ne uităm acum la ucenici și timpul. Ucenicii și timpul. Versetul 37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Ce au făcut ucenicii? Vedem, dragii mei, că e o stare în care ei pierd timpul, noi ce încearcă să câștige timpul. Nu e adevărat, ei pierd timpul, așa cum și noi pierdem timpul, că avem noi urgențele noastre. Și dacă vreți, am, încerc să prezint situația aceasta a timpului, ucenicii și timpul, într-un mod așa graduat. Primată, cod galben. Adică ei văd că trebuie să vină o furtună, majoritatea dintre ei erau pescari și știau că trebuie să vină o furtună și de ce cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, versetul 54, la 56, când în partea de apus vedeți un nor, ridicându-se știți, are să vină ploaia. Când la mează zi vedeți că bate din partea aceea un vânt, adieu, vântișor, știți, o să fie zăduf. Și mai ce domnul fățarnicilor. Fața cerului și a pământului știți să o cunoașteți, dar vremea asta nu o puteți distinge cod galben. Au văzut unul, dar stau liniștiți. În timpul acesta Iisus Hristos dormea. Cod portocaliu. Încep ucenicii să strânge lucrurile, să strângă lucrurile, pentru că începea să crească apa în corabie. Ca și cum ai fi în garsonieră, nu? Student sau studentă, și la un moment dat începe garsoniera să inunde. Eu știu, de sus, de jos, de undeva vine apă. Și prima dată ce faci? Îți iei laptopul, tableta, lucrușoarele pe care le ai, schițele de predică, ce faci fără ele, nu? Dacă se udă, mucegăiesc. Și strângi toate lucrurile astea și le pui bine. După aia îți ai costumașul tău, îți ai toate obiectele tale care te interesează și când vezi că ăla începe cu patul să plutească, îl mai lasă, mai stea acolo. Ultimul lucru la care te gândești e Isus Hristos. Ucenicii și timpul, cod portocaliu, urmează cod roșu. Au început să arunce apa din corabie. Iisus dormea. Cod roșu, Becalii nu poate să facă nimic, nu poate să vină cu cisternele. Silviu Prigoană, de asemenea, neputincios la toată situația asta. Cod roșu. Și, dragii mei, haideți în continuare, în sfârșit, aș vrea să vă liniștiți, să trageți aer adânc în piept. Să respirați adânc, pentru că urmează cea mai egoistă întrebare care s-a pus vreodată în istorie. Se duce unul dintre ucenici și îl mișcă pe Iisus Hristos și zice, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Tot timpul acesta ei s-au zbătut, au încercat să facă ceva, să arunce apa din corabie, Iisus dormea. Nu s-au gândit la Iisus, și când trebuie să-l trezească în loc să zică, Doamne, nu-ți pasă că pierd, noi am încercat să facem ceva, acum nu că e vorba de noi. Dar uitați ce întrebare egoistă spun și îi pun Domnului, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Este cea mai egoistă întrebare. Dragii mei, o problemă de timp. Stăm înaintea lui Dumnezeu. Uneori, Domnul, deși îl punem noi la cârmă pe căpătâi, să întinde acolo, nu pentru că ar fi Domnul obosit, Știți de ce stă Domnul așa la cârmă, pe căpătâi, la pupă, așa cum ne, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu în textul original? De ce stă Domnul acolo? Poate credem că e înainte, probabil că pupa era înapoi. Stătea Domnul acolo și se întinde. De ce? Pentru că ucenicii trebuiau să facă același lucru: avem un Dumnezeu mare și ne îngrijorăm prea mult. Plângem prea tare, ne văicărim prea tare. Ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt ca să fim martori și când suntem săraci, și când suntem bogați. Aș la fel vrea Domnul Dumnezeu să trăim când suntem într-un palat. La fel ne vrea Domnul Dumnezeu să trăim și când ajungem la marginea societății într-o cutie de carton aceiași oameni. De ce avem nevoie de Dumnezeu pentru vindecare? Pentru a ne hrăni stomacul? Pentru a îmbrăca nu știu ce haine? La ce avem nevoie de Dumnezeu? Ascultați-mă bine! Emblema bisericii nu-i cum spunem, vindecarea, mergem până în Africa pentru vindecare. Emblema bisericii, dragii mei, nu este, dacă vreți, nici faptul că Domnul ne botează cu Duhul Sfânt. Emblema bisericii a fost și va rămâne Sfințenia. Noi am venit în seara aceasta, după masa asta, în Casa Lui Dumnezeu, pentru că vrem să devenim Sfinții Lui Isus Hristos. Și vrem ca peste noi să-și pună Duhul Sfânt al lui Dumnezeu amprenta și vrem că în predicăm să simtă în adunare putere. Și vrem atunci când ne rugăm pentru cei care sunt în suferință să aibă efect, rugăciunea noastră să aibă efect. Dumnezeu să ne asculte. Amin. Uneori ni se pare că Domnul vine așa cu cutie, cu cadourile lui Dumnezeu, o cutie goală. Ni se pare de multe ori că Domnul Dumnezeu nu mai poate să facă nimic pentru noi. Nu știu ce vremuri sunt astea. Îi spune că un copil a prins banda scoci a tatălui și a început să învelească o cutie de carton. L-a văzut tata a zis, ce faci mă pruncule? Eu dau banii pe scoci și tu îl prăpădești, așa? Tată, vreau să-ți fac un cadou. Când a văzut tata dorința copilului, pe o câțiva anișori, lasă-l și dacă strică scociul, nu-i nicio problemă, să-l văd ce cadou îmi face. Și acum, după ce o pus el peste tot, un pachetat bine cutia, au venit cu ea la tată și tata au desfăcut-o și s-a așteptat să fie ceva înăuntru, dar cutia era goală. Atunci o mâniat și mai tare. Mă, așa te-am educat eu pe tine, așa să dau cadou, nu știu cine te-a crescut pe tine, pe cine să ameni. Pe așa să dă un cadou. Ce tati, eu am pus ceva în cutie. Ce ai pus, mă? Ce ai pus? Deci, am pus mulți pupici în cutia asta, tati. Așa face Dumnezeu uneori cu noi. Pune atâta pasiune, dragii mei, noi. Ne binecuvântează Dumnezeu într-un mod extraordinar și noi nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Omul și Dumnezeu este pus în această seară în antiteză. Ne-am uitat la prima problemă, o problemă de timp. Cea de-a doua problemă, o problemă de loc. Continuăm această prezentare în antiteză. Ne uităm prima dată la Isus Hristos, Hristos și poziția Lui în corabie. Dragii mei, vreau să vă spun că cei mai mari nepocăiți sunt aceia care îi oferă toate lucrurile, dar absolut toate lucrurile lui Isus Hristos, mai puțin sufletul. Încep cu slănina care e rângezită și îi înșpai, ce să faci cu am o arunci peste gard, o prinde un câine să îmbolnăvește și ți milă de el. Încep cu zacusca aia care e răsuflată, capacul ai folosit o 3, 4, 5 ani și e din 2007 pe borcan. Încep cu zacusca aia din 2007, are 2, 3 degete de mucegai. Încep cu aia și lasă că doar ce am făcut? Ce săraci domnului? Pubela de gunoi. Și vir și încep niște rugăciuni din alea, așa ești cercetat, că în sfârșit ai scăpat de zacusca. Și toți avem acasă, eu am frecvent o problemă acasă, tot trebuie să repar spatele la dulap repar și anul ăsta și iar cade. Iar, de ce? Că ne place să strângem mult și înțepenim acolo și la moment dat ce să mai fac cu ele? Devine o problemă de familie. Devine o problemă de, de biserică, ce să facem? S-a umplut oltenea, Moldova, unde? Haide să trecem peste graniță, în alte părți. Și ce facem cu hainele noastre? Mutăm necazul din dulapul nostru în dulapul altuia. Și atunci suntem niște oameni extraordinari, selecți, niște oameni foarte pricepuți. Începem, dragii mei, cu lucrurile astea, îi dăm Domnului casa, după aceea îi dăm mașina, dar nu îi dăm inima. Și ăștia sunt cei mai nepocăiți oameni, știți de ce? Pentru că își permit să creadă că uh, poate juca cu Dumnezeu. Einstein zicea, Dumnezeu nu joacă zaruri cu omul, Dumnezeu ne vede de fiecare dată așa cum suntem noi. Am zis, Hristos și poziția lui în corabie, uitați-vă, care era poziția lui Isus în corabie? Locul cel mai însemnat din corabie, la cârmă pe căpătâi. Adică să-i dăm volanul la BMW, să simtă Domnul bine, îi dăm să conducă. Apoi, responsabilitatea cea mai mare a Domnului. Doamne, aici Tu conduci. Conduci programul. Știți supărăcios și oamenii, oamenii că am, zis, am drăznit să zic o dată la biserică, dragii mei, ne tot punem întrebarea ce să facem ca noi să nu ne plictisim când venim la biserică. Dar nu ne punem întrebarea ce să facem ca Dumnezeu să nu se plictisească la biserica noastră. Și când am zis treaba asta, nu mai... Da, ce Dumnezeu se plictisește? Dar ne zice Cuvântul lui Dumnezeu că mi Deja groază de sărbătorile voastre, nu le pot suferi. Și în cartea Apocalipsei, Cuvântul lui Dumnezeu spune mai mult decât atât. Deci am să te vărs din gura mea. Și noi astăzi știți ce zice Cuvântul lui Dumnezeu acolo. Cum îl facem pe Dumnezeu să simtă bine în adunarea noastră? Știți că uneori... Toată părtășia care avem noi în casa lui Dumnezeu poate fi așa un fel de divertisment pentru cel rău? Și cântați așa fără credință și el stă acolo și zice, bingo, mă bucur. Și merge de multe ori, dragii mei, diavolul din locul acesta ca și din bisericile noastre în general, merge așa ca la divertisment, ca așa e slujirea noastră. Și ne rugăm lui Dumnezeu și din rugăciunile noastre învață diavolul cum să ne ispitească. Pentru că dacă eu stau aici, Doamne, iară s-a mețit în urma bolii pe care am avut-o, vai, și înțelegeți, s-a mețeală de diavol, Are, nu cumva am cancer, Doamne, și toată ziua mă voi și așa ne face. Înțelegeți că din rugăciune noastre învață El cum să ne ispitească. Dragii mei, îi dăm în această zi nu numai programul Domnului Isus Hristos, îi dăm și inima noastră. Apoi, efortul cel mai de seamă, îl dăm lui Iisus, chiar oricum nu se roagă, nu, nu doarme noaptea, el stă și se roagă întotdeauna. Dar haideți, dragii mei, să vedem și poziția ucenicilor în corabie. Ei erau în poziția în care obligatoriu îl văd pe Iisus Hristos că ar trebui să fie mulțumit. Iisus ar trebui să fie mulțumit. De ce oare? Pentru că i-am dat volanul. E ca și cum te duci cu un prieten, ai BMW nou. Sau mi-aduc mi -aduc aminte când încă nu aveam mașină, dar aveam numai permis de conducere și mă ducea câte unul așa și vrei să conduci. Știi? Și dacă am pus volanul BMW-ului în mâinile lui Isus, și mi-ar trebui să fie mulțumit. Dragii mei, printre tinerele care sunt aici este și o tânără care de obicei ne face nouă poze când mergem în misiuni. Și când mă vede că sunt așa mai supărat, mai trist, dată așa se apropie de mine, dar eu știu care e faza și îmi face câte o poză. În prima poză arăt ca undertaker. În a doua poză arăt ca Ion Iliescu. Și a treia poză ar putea să o facă la mec. Cam așa au fost ucenicii. Dacă i-am pus volanul în mâini, cu siguranță obligatoriu trebuie să fie mulțumit. Apoi. Isus ar trebui să fie răspunzător, pentru că noi mai putem adormi, noi suntem obosiți în călătoria asta, noi suntem oameni, știți, peste tot unde a dus la rugăciune a dormi, de fiecare dată. Isus Hristos ar trebui să fie răspunzător, pentru că întotdeauna a fost așa. Și în timpul acesta ce să facem noi? Jucăm table, jucăm șah, jucăm nu te supăra frate. Știți că cineva de fiecare dată la biserică joacă nu te supăra frate. V-ați gândit la treaba asta? Și când? Cum? Și vine așa la biserică și cu asta începe. ce nu te supăra, frate, te dai mai încolo, că aici e locul meu. Întotdeauna la biserică cineva joacă, nu te supăra, frate. Și Iisus Hristos ar trebui să fie răspunzător, obligatoriu. Și noi să ne facem treburile noastre. Apoi, Iisus ar trebui să fie vigilent de fiecare dată. Să îngrijească de noi. Dragii mei, Scumpii mei frați, toți sunteți din locul acesta frații mei, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a fost dat numai bisericii. Credem noi că numai nouă pentecostal nu ne-a fost dat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost trimis și în lume, pentru că lumea este uh, o biserică în potență și în devenire. Așa că toți din locul acesta și prietenii, toți sunteți frații mei. Care ar trebui să fie poziția noastră față de Isus Hristos? Pentru că am văzut care era poziția ucenicilor. Nu avem și noi un creștinism din acesta asemănător cu cel a ucenicilor care erau în corabie? Adică, dacă am dat ceva Domnului, știți când e colecta cea mai mare? Că mă gândeam în timp ce se făcea colecta. Am observat la mine la biserică. De obicei, colecta e cea mai mare când nu o anunț. Știți de ce? Pentru că atunci frații n-au timp să-și pregătească bani mărunți. Dacă au un milion, trebuie să-l pun acolo. Ce să facă? Nu cumva semănăm cu ucenicii Domnului Isus Hristos. Isus trebuie să fie mulțumit că am pus la colectă. Isus Hristos e răspunzător pentru că i-am dat volanul, i-am dat programul nostru, i-am dat adunarea noastră. Dragii mei, i-am dat noi ceva Domnului. Care ar trebui să fie poziția noastră față de Isus Hristos? Ascultați-mă bine. Am văzut și uneori la căsătorii. Dacă suntem la căsătorie, obișnuim să spunem oaspetele cel mai de cinste al acestei căsătorii, cel pe care l-am invitat la nuntă, e Iisus Hristos. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă Isus Hristos poate fi pus în locul cel mai de cinste, dacă Isus Hristos poate fi luat și pus la masă undeva, înseamnă că l-am scos din inima noastră. Isus Hristos nu poate fi oaspete, El poate fi doar stăpân. Pentru că Biblia zice, nu mai sunteți nici oaspe, sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Ți-ar place să ajungi un oaspete în împărăția lui Dumnezeu? Un oaspete, hai stă și tu vă două, trei ore aici cu noi, după aceea luăm masa împreună, mergem la Mex sau în altă parte și apoi înapoi de unde ai venit. Nu ți-ar place. Iisus Hristos nu trebuie să fie oaspetele nostru niciodată. Iisus Hristos trebuie să fie stăpânul vieții noastre, binecuvântat să-i fie numele. Și mergem mai departe și în al treilea rând, dragii mei, Vedem o problemă de atitudine aici. Isus și omul în antiteză. În primul rând, ne uităm la Isus Hristos. Care este atitudinea lui Isus Hristos? Atitudinea lui Isus Hristos exprimă siguranța purtării de grijă a Lui. Siguranța purtării de grijă. De ce? Pentru că ne zice Cuvântul lui Dumnezeu că s-a ridicat Domnul, a certat vântul. A zis mării, taci fără gură, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Nu la voia întâmplării Iisus Hristos dormea. Nu la voia întâmplării Iisus Hristos părea că e nepăsător. Nu la voia întâmplării Iisus Hristos i-a băgat în furtună, ci a băgat cu un scop. O problemă de atitudine. Atitudinea lui Iisus Hristos ne convinge, ne asigură purtarea Lui de grijă. În permanență Domnul e cu noi, în permanență Domnul e de partea noastră. Am fost mult timp bolnav și o să închei spunându-vă lucrurile acestea, aș fi putut să predic mult mai mult, dar mi-am făcut timp să vă spun câteva lucruri. Pentru că Dumnezeu în aceste vremuri vrea să ne transforme niște oameni practici. S-au săturat oamenii de predici din acelea, înțelegeți, a, teorie multă știm noi. Trăim într-o generație unde oamenii ne cer și ne zic, arată-mi, nu-mi spune. Des, auditoriu schimbă locul. Înțelegeți? Și noi trebuie să fim niște oameni flexibili, să vedem cum auditoriu schimbă locul. Nu să fim, îmbrăcăm haina formală autorității, știți, poliția e o haină, te cam tem de el. Când și judecătorul roba pe el, știi ce se întâmplă. Păstorul ăla, nu mă pot apropia, nu-i pot mărturisi, mă tem de el. Și trebuie să dezbrăcăm haina asta formală autorității. Este un tânăr aici dintre studenții care gata acum facultatea și l-am dus într-un loc unde să slujească, pentru că vrem să-l investim în lucrarea Dumnezeu, discutând cu el despre cum să slujească. I-am spus odată, știi cum trebuie să-l slujești pe Dumnezeu și cât? În momentul în care te ridici înaintea oamenilor, trebuie să știi că biserica nu are șef are doar autoritate spirituală. Oamenilor cărora le vine să spună prostii în biserică, pentru că sunt oameni care au o grămadă de prostii în cap și în minte, să le fie rușine în momentul în care văd înaintea lor autoritatea să spună ce au în inimă. Asta înseamnă să fii slujitorul lui Dumnezeu. Dragii mei, ucenicii, ucenicii lui Isus Hristos, atitudinea lor dovedește mediocritate. De ce spun lucrul acesta? Ia uitați-vă la ei. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care a fost furtuna mare s-au temut, gălăgie multă, zarvă mare, pericol, erau fricoși, erau speriați. Și la un moment dat ne zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut o liniște mare, în original o liniște adâncă. Și ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu mai departe? I-a apucat o mare frică. Și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și mare? Atitudinea ucenicilor, din punct de vedere spiritual, dovedește o mediocritate. Mediocritate. Liniștea mare îi sperie. Gălăgia mare îi sperie. Uitați-vă, dragii mei, uneori chiar și liniștea. Ne rugăm, doamne, ajută-ne să fim niște oameni liniștiți. Și ne dă Dumnezeu pace și liniște în biserică. Și atunci ne speriem. Îi sperie liniștea mare. Îi sperie gălăgia mare. Dar știți ce nu îi sperie? Mediocritatea. Mediocritatea nu-i sperie. Pentru că în mediocritate și-au trăit viața. Știți cum suntem, dragii mei? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fum, mucul care de-abia mai fumegă, Domnul Dumnezeu nu-l va stringe și tristea care i frântă, Dumnezeu va ridica. Știți cum suntem noi? Sunt prea multe fum, mucuri în adunare care de-abia mai fumegă. Știți de ce închid oamenii ochii atunci când se predică? Dacă toți din locul acesta am fi numai mucuri care de-abia mai fumegă, nu s-ar umple locul ăsta de fum. Și unde e mult fum, ce pot să facă oamenii? Închid ochii. Nu poți să rezici două ore. Te ustură ochii, încep să te usture ochii, pentru că e mult fum în adunările noastre. Și Hristos e aici ca să ne înflăcăreze inimile. Știți ce am pățit, dragii mei? Anul trecut, în data de 2 octombrie, Eram în Franța, trebuia să intru la ultimul serviciu de evangelizare. Transitam, ca să zic așa, o perioadă în care credeam că știu unele lucruri. Știți, noi vrem să ne informăm. Dacă, ce, ce fras cunoști? Îl cunosc păcutare, păcutare, pe cutare, înțelegeți? Punem așa o grămadă de oameni de predicatori mari și am zis, nu m-am văzut printre ei, dar am zis, cam știu și eu câteva lucruri. Deja uite că doar merg în Franța la evangelizare, merg și dincolo. Și credeam că știu ceva, nu mai trebuie să știu nimic. Gata, numai să lucrez. Și când să intru, la două ore după ce am predicat, și am spus că ar trebui în așa fel să predicăm, noi care trăim în libertate, încât să ne epuizăm, dacă ar fi să murim undeva în ogorul lui Dumnezeu, nu e nicio problemă. Atât ar trebui să muncim. Știți de ce? Pentru că am văzut niște filmări a unui frate păstor din India care a venit în România și a fost și prin arat și ne-a arătat într-o zi cum sunt prigoniți creștini de acolo din India. Am văzut tinerele care stăteau acolo în, în biserică, cum au fost uh, prinse de, de cei care spăgând pe acolo bătute și violate. M-am gândit la fiicele mele și am zis, Doamne Dumnezeule, cum am trebuit să te slujim noi. Am ales liniștite. Merg la ce biserică din oraș vor. Le mai duc și în misiune. Mai văd și alte biserici. Ar trebui să mă epuizez, Doamne Dumnezeule, slujind în ogorul Tău. Și după două ore, după ce am spus lucrurile acestea, când să intru la ultima biserică, ce trebuia să o vizitez, m-am prăbușit la pământ. Am mers la spital, trei zile n-am putut să deschid ochii. Am avut nevoie de o săptămână ca să mă pot ridica în picioare și a venit cineva din Franța cu mine până acasă. A urmat o încercare foarte mare. Parcă tot ce legat de, 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 de simțurile senzoriale parcă fusese date așa peste cap. N-aveam poftă de mâncare, nu puteam să beau apă. Ce ai cum nu puteai? Dacă vă spun acum, nu vă vine să credeți. De la începutul lunii octombrie până spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii martie, nu mi-a fost niciodată sete. Vă vine să credeți? Foarte rar simțeam și eu că mi este foame. Și înțeleg pe fratele Vladimir până ce a trecut. Au fost, dragii mei, săptămâni în șir în care n-am putut să dorm. Deci, nu săptămână, mai dormeam câteva ceasuri. Dar au fost și patru nopți consecutive în care n-am putut să dorm o oră. Nu știu cum e posibil, dar pe aici am trecut, dragii mei. Simțeam că mă sting. Mi-am chemat copiii, soția, nu le spuneam, măi, oameni buni, măi, copii, eu mor. Dar simțeam, dragii mei, cum în fiecare zi mă sting mai mult. La un moment dat am luat medicamentele, le-am dus, am zis, cine știe ce se mai întâmplă cu mine? A început să fie teamă, cât ești de păstor, cât ești de bărbat, la moment dat te temi, când trece o lună, două, trei. În plus mi s-a pornit și -o, și o problemă la inimă. Făceam în 24 de ore câte 6000 de extrasistole. Și ce înseamnă? O să vă arăt cum îmi bătea inima. Pauză. Pauză. Cea de-a doua lovitură simțeam că mă nenorocește. Și n-a fost așa, dragii mei, o singură zi. A fost până în luna, februarie, când a trebuit să merg la un medic. Mi-a zis fratele Tipei, uite, trebuie să te duci ăsta, m-a operat și pe mine te duci acolo. Și omul acela mi-a zis, auzi, trebuie să te operezi gramnic. Asta era joi, luni deja m-am dus la operație. Dar vreau, dragii mei, să vă spun ce s-a întâmplat mai înainte și o să revin și la ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, la medicul care m-a operat. În timpul acesta îmi doream din toată inima să stau de vorbă cu un frate păstor. Adunasem în timpul meu de slujire o grămadă de lucruri. Nu vă gândiți la faptul că am luat bani, că am furat, nu e vorba de așa ceva. Dar mă gândeam probabil atunci când m-am rugat pentru cei care erau bolnavi acolo, pentru cei care am chemat la evangelizare, n-am făcut ceva bine. Și a trebuit în fiecare zi, în fiecare noapte, adormeam cu psalm, recitând psalm, ca să adorm și nu puteam. Și am zis, Doamne Dumnezeule, Aș vrea să stau de vorbă cu un frate păstor, vă rog să mă credeți, nu vorbesc împotriva nimănui, dar luni de zile nu m-a vizitat nimeni. Sigur, mă vizitau credincioși de la biserică, dar n au venit păstorii la mine. Și într-o zi a ajuns în casa mea un păstor venit din Statele Unite ale Americii. Nu ne-am cunoscut până atunci. Și un român plecat în America, un frate păstor de acolo. Și asta am fost în județul Hunedoara. Și acolo am avut o descoperire printr-un vas de lucru care mi-a zis că peste o săptămână va trebui să mergi la un păstor, să te rogi pentru el, prima dată să-l mărturisești, să te rogi pentru el și să-i spui ce am de lucru cu el. Și a venit omul la mine și auzi, frate, Dumnezeu m-a trimis la tine. M-am uitat așa la el, era mai tânăr decât mine. Cât din ăștia nu sunt care m-a trimis Dumnezeu la tine? Prima dată nu l-am crezut. Da, frate, bine, că te... suntem uneori ca cel care l-a căutat pe um, John Bunyan, în toată Anglia, ce s-a dus să-l caute, știți cine e John Bunyan, cel care a scris Călătoria Creștinului. Deci, frate John, prin toată Anglia te-am căutat, fiecare temniță am luat-o, fiecare pușcărie în frate, am luat-o în parte și de-abia am dat de tine. Zice, Dumnezeu m-a trimis la tine. Și John Bunyan a zis, sau nu te-a trimis Dumnezeu la mine, că dacă te trimitea Dumnezeu la mine, ajungeai de prima dată la mine. Nu trebuia să mergi până toată Anglia. Și pe asta m-a trimis Dumnezeu la tine. Nu l-am crezut. Dar când a început să vorbească din partea lui Dumnezeu și am văzut autoritatea și îndrăzneala cu care că și el era păstor și eu, și el la mine acasă, și mi-a zis, auzi, nu vreau să fiu unul care să stai numai acolo după Anvon, sunt o grămadă din ăștia. În dreptul tău m-am gândit să-ți mai dau o singură șansă. Vreau să vă spun că tot anul trecut m-am gândit și tot, parcă toată puterea mea mi-am pus-o să studiez, să fiu pentru, pentru tineri folositori. Am văzut că sunt cu inima deschisă pentru Evanghelia Prosperității și tot am studiat și tot am studiat despre vindecare. De ce nu ne însoțește Dumnezeu? Ei au găsit răspunsul acolo, ne aduce confort în biserică. Nu ne spun că trebuie să ne pocăim, doar să credem și am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să învăț despre vindecare, ceva se întâmplă cu noi. Realitatea este că suntem penticostali, dar am fost prinși pe picior greșit, ceva se întâmplă. Problema este că nu mai suntem ca apostolici, nu mai suntem ca cei care, care, au fost însoțiți de Dumnezeu, nu mai putem să ne vindem casa. Noi mai putem, dragii mei, să ne călcăm pe orgoliu și avem pretenții de vindecări. Și am învățat lecția de la Dumnezeu. Mi-a zis omul ăla așa, prima dată m-a mărturisit, să vă spun cum a fost. Am stat amândoi pe genunchi. Și a început o mărturisire de tip grilă. Așa am numit-o eu. Asta ai făcut, asta n-ai făcut. Asta ai făcut, îmi punea niște întrebări, câteodată mă opream din rugăciune, mă uitam la el speriat. Mi-am dat seama că asta se întâmplă în biserică, din moment ce mă întreabă așa. Asta ai făcut, asta n-ai făcut. Asta ai făcut, asta n-ai făcut. Nu că, frate, spui adevărat că n-ai făcut, în fața Domnului spui. Asta ai făcut, asta n-ai făcut. Mi-a făcut, fratele, ungerea și după aceea mi-a spus. De azi înainte va trebui să faci cu alții care sunt atacați și au parte de atacuri din partea celui rău, exact ce s-a făcut cu tine. Pentru asta te-a chemat Dumnezeu, pentru asta ai trecut pe aici. Mă întorc acum, m-am dus la Timișoara, eram tot în suferință, fratele plecase de mult. M-a operat medicul acesta. După ce m-a operat, mi-a zis, auzi, noi căutam niște celule care îți provoacă ție aritmia asta. Credeam că sunt în inimă. Puteam acolo cu sonda să ardem, să facem ceva, dar de fapt Zice, focarul ăsta de celule e localizat pe exteriorul inimii. Și nimeni nu mai poate să-ți facă nimic. Ar fi o mal praxis dacă cineva s-ar pune să-ți facă ție o operație acum pe exteriorul inimii. Nu vă gândiți la bypass, la stent și la lucruri din astea. Sunt lucruri total diferite. Trebuia să fac o cicatrice exact pe exteriorul inimii. Și lucrul ăsta nu se poate. Zice, poți face infart, poți muri, paraliza. Deci nu-ți face nimeni în lume. Și domn doctor, ce să fac? Pentru că mă simțeam de trei ori mai rău ca și înainte. Vă spun, nu puteam să gândesc, nu puteam să organizez. Dacă îmi suna telefonul, mi era teamă să vorbesc cu cineva la telefon, pentru că nu-l puteam înțelege, nu mă puteam concentra să înțeleg ce îmi zice cineva la telefon. Domn doctor, ce să fac? Zice, încredete te în Dumnezeu. În lumea asta nu mai poate să-ți facă nimeni nimic. închipuiți te cum te vezi în situația asta. Și am învățat un lucru. Într-o zi m-am hotărât așa, și am zis, și dacă mă voi prăbuși la amvon era cina Domnului. Nu trebuie să predic, nu trebuie să gândesc. Cineva spunea că ți-e suficient un sfert de creier ca să-ți dai seama că Isus Hristos există și că ai nevoie de mântuire. Atâta mă duce gândul de aici și până la casa lui Dumnezeu, voi ajunge acolo, voi sta înaintea oamenilor, voi da cina dacă îmi dă Dumnezeu putere, dacă va fi să mor acolo, acolo să mor, dar mă duc la biserică. Și am mers la biserică și în ziua aceea am dat cina și am fost mai bine. După ce am venit săptămâna de evangelizare și am zis, Doamne, măcar două seri, deja vorbisem cu păstori, oameni buni, luați biserica, de ce să stea oamenii luni de zile să mă aștepte pe mine dacă nu mai mă fac bine? Dar am zis, măcar două seri să mă duc și eu și am mers luni, marți, miercuri, joi și am mers până duminică. Și am fost din ce în ce mai bine. Și a venit din nou fratele ăsta din America și mi-a zis așa, din nou ne-a rugat cu frații pentru tine. Și a ieșit aceeași descoperire din partea lui Dumnezeu. În scurtă vreme să fii chemat și tu la unii oameni ca să procedezi exact așa cum s-a procedat cu tine, la oameni care sunt legați de cel rău, la oameni care sunt atacați de cel rău, pentru că, dragii mei, uitați-vă, și dumneavoastră nu cunoașteți toate lucrurile, dar sunt o grămadă de oameni care, care sunt legați de cel rău, dar sunt în biserică, dar n-au putere spirituală. Noi de aici tot felul de anunțuri, noi de aici tot felul de motivații. Și foarte greu, dragii mei, scăpăm câte o lacrimă. Și dacă am scăpat o lacrimă, ce grozav suntem noi. Și într-o zi eram ca un prunc mic, era duminică seara, eram tot așa într-o stare mai de suferință și Doamne, în ce biserică să mă duc? Dacă mă duc la Aradul Nou, nu mă lasă în, fa în pace? Fratele Vladimir îl știe pe păstorul nostru, nu te lasă în pace, când vrea, când ajunge acolo, te pune la ceva. Dacă mă duc la Sântana, acolo trebuie să slujesc pentru că e nevoie. Eram ca un prunc mic. Și m-am dat jos din pat, era Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, te rog frumos, fă ceva cu mine. Am devenit ca un prunc mic, eu sunt păstor și nu știu ce să fac acum. Ajută-mă să fiu acolo unde sunt folositor. Și cum m-am ridicat de pe genunchi, sună telefonul. O mamă a 12 copii m-a sunat și a zis, frate Nelu, știi că fratele păstorii plecat în Germania, aș vrea dacă se poate să vii până la noi acasă. Fac o paranteză să vă spun ce s-a întâmplat cu fratele care a venit din America atunci când m-a vizitat și pe mine. A fost o soră, o soție, la un moment dat atacată de cel rău și trei luni de zile n-a putut să rostească niciun cuvânt. O cunosc personal. A fost prima seară de rugăciune la care a fost și fratele respectiv împreună cu alți lucrători și s au rugat pentru ea și a avut o descoperire, probabil că tot vorbesc de descoperiri, credeți omul ăsta n-are în cap numai descoperi. Vă spun ce s-a întâmplat. Știu, dragii mei, că a crede în lucrări nu-i garanția unei mari spiritualități. Știu lucrul acesta, dar vă spun ce s-a întâmplat ca să fiți zidiți în sufletele dumneavoastră. Prima seară a vorbit Dumnezeu, auzi, trebuie să intri la mărturisire, să te eliberești și Dumnezeu să atingă de tine și te vindecă. Și femeia a plecat acasă seara. Nu a stat să mărturisească. A doua seară la rugăciune, când am mers la biserică, nu mai știu dacă ea a vrut să stea de vorbă cu păstorii sau ei au zis, hai să stăm de vorbă în birou. Și-a intrat acolo în birou și-au stat două, trei ore. Cât a fost seara aia de rugăciune. S-a întâmplat la caporal Alexa, fratele Vladimir știe și cunoaște și pe frați de acolo. După două, trei ore... Când a ieșit sora de acolo, a ieșit vorbind, pentru că Dumnezeu s-a atins de ea. Și acum la telefon îmi spune sora despre care v-am spus că m-a sunat, zice, frate Nelu, trebuie să vii la noi, pentru că fetița noastră nu mai vorbește de două săptămâni, nici măcar un cuvințel. Am mers la casa lui Dumnezeu, s-a întâmplat lucrul ăsta în Arad. Mi-am adus aminte de ce mi-a zis fratele ăsta, când se va ivi așa să mergi, că Dumnezeu îți va da biruință. M-am dus și eu, pentru prima dată e drept la așa ceva, la multe ungeri cu un de lemn am fost, dar la așa ceva specific n-am fost niciodată. Am plecat în familie, am intrat într-o cameră cu tânăra să stau de vorbă cu ea, ce stai de vorbă, că nu putea să vorbească, deci n-a spus un cuvințel, nu se prefăcea, a fost la toți medicii din Arad, nu avem ce să-i facem, ne depășește, cred că e ceva de ordin spiritual. Și am făcut ungerea cu un de lemn și am plecat, nu s-a întâmplat nimic. Cealaltă zi, mergând prin oraș, m-am gândit, Doamne Dumnezeule, tu cu mine ai făcut o minune, că sunt sănătos. Așa din senin nu putea să-mi treacă. Sunt convins că tu ai făcut o minune. Când medicul mi-a zis, fii încrezător în Dumnezeu, n-ai ce face, tu te-ai atins de mine, Doamne. Și uite că sunt în picioare și că pot merge la casa lui Dumnezeu. O operația n-a putut să-mi facă nimic. Oamenii n-au putut să-mi facă nimic. Medicamentele n-au putut să-mi facă nimic. Tu ai putut. Doamne, așa aș vrea să văd o minune, dar să vedem clar că e o minune. Mi-a sunat telefonul și m-a sunat cumnatul tinerei, o tânără de 15 ani, și a zis, frate, vreau să-ți dau pe cineva la telefon. Și mi-a dat-o pe surioara Ema, cea cu problema, care a stat de vorbă cu mine la telefon. Dumnezeu e mare și Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Nu spun lucrul acestea ca să vă laud și să înțelegeți cât de important e să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Știți ce am învățat, dragii mei, în tot timpul acesta? Că nu e important unde mor și când mori, și important cum mori. Și am mai învățat un lucru, că Domnul Dumnezeu din cer vrea să ne însoțească cu putere și poate face minuni. O grămadă de teorie avem noi. Veneau unii și toți mă iubeau, de la Evanghelia Prosperității. Frate, noi așa credem. Ceilalți veneau, uite, noi suntem penticostal clasici, noi așa credem. Unii veneau și îmi spuneau să se facă voia lui Dumnezeu. Și am zis, oameni buni, eu nu mai am nevoie de teorie acum, eu vreau ca Iisus Hristos să atingă de mine să mă vindece. Copiii mei au nevoie de tată, biserica are nevoie de slujire. Oamenii au nevoie de mine. Eu vreau să mă fac sănătos, nu știu după care teorie, dar vreau să mă atingă Iisus Hristos. Știți cum suntem uneori, dragii mei? Deci să se facă voia lui Dumnezeu. Nu se pare că e prea des spusă expresia asta, să se facă voia lui Dumnezeu? Avem un bolnav să se facă voia lui Dumnezeu. Vine un demonizat. Oamenii de ordine, ne place să avem din ăștia care sunt din lumea interlopă și noi avem la biserică, Domnul să-i binecuvânteze, sunt prieteni cu ei, dacă avem unul ne bucurăm, dacă e unul demonizat, pe el. Îi dăm pe oamenilor de ordine, asta să fie biserica, Ce? să facă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, știți cum ar trebui să fie la noi? Cei mai mulți să fie vindecați și cu unul, doi, trei să se facă voia lui Dumnezeu, dar la noi e tocmai invers. Dumnezeu are ceva cu noi, dragii mei, și vreau în această zi să înțelegem că dacă avem o încercare, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Bob Hope, actor, om de teatru și de televiziune, când a primit un premiu deosebit, înaintea mulțimei a zis așa, nu merit premiul acesta, vă spun, oameni buni, cum nu merit artrita. Nu înțeles oamenii ce vrea să spună. Dar vă spun eu ceva dumneavoastră, nu merit hernia de disc, nu merit spondilita, nu merit aritmia nu merit hipertensiunea, nu merit nimic. Prin astea Domnul Dumnezeu mă școlează, mulțumiți lui Dumnezeu că ne mai dă o șansă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Omule, îți mai dau o șansă. Alții stau doar după aia în Cu tine m-am gândit să-ți mai dau încă o șansă. Și șansa mea, Dragii mei, știți cum trebuie să fim? Ca și acel martir român care a murit, dar înainte să moară s-a rugat și a avut o profunzime înaintea lui Dumnezeu, zicându-i așa: Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, ia -mi inima mea rea și păcătoasă și nu mă mai dă înapoi niciodată. În schimb, te rog, dă inima ta de Tată bună, miloasă și plină de glorie cerească și nu mai cere înapoi niciodată. Cam asta vrea Domnul Dumnezeu să facă, dragii mei, cu noi. De ce stă Domnul Iisus Hristos la cârmă pe căpătâi? Se pune Domnul acolo ca într-o lume atât de tulbură, într-o lume atât de neliniștită, într-o lume atât de amară să ne dea Domnul Dumnezeu un somn dulce și liniștit. Cu ce gânduri ne culcăm? Vom merge din casa lui Dumnezeu la ce ne gândim? Știți că noaptea ne va fi cum ne e gândul pe care îl avem înainte să ne punem în pat, ziceam eu altădată. Dacă toată, noapte, dacă toată seara te-ai uitat acum că e campionatul mondial sau eu știu la ce meciuri te mai uiți, dacă, dacă toată seara te-ai uitat la Messi, toată noaptea o să te fugărească Messi. Știi, de când ești tânăr, zice unii, n-am mai dormit bine și așa să nu mă doar oasele, de când stână. tânăr. de ești obosit, te-ai culcat cu Messi și toată noaptea te ai alergat. Sau unii zice, noi nu suntem cu sportul din asta, ne uităm la Formula 1. Dacă tot cu Formula 1 și te trezești dimineața ca și cum ai dus o mașină din Germania. Dar alții zice, Cheioan, noi suntem... Te cotonogește unul din Cheioan în toată noaptea și doroasele peste tot. Cu ce gând ne culcăm noi în seara asta? Vom merge din casa lui Dumnezeu. Casele ni le știm, familie ni le știm, scaunele din biserică ni le știm. Ne știm și viețile, dar problema este că le știe și Dumnezeu. În seara aceasta, cum vom închide ochii înaintea lui Dumnezeu? Ce vom face? Îl vom ruga pe Domnul Dumnezeu să ne ridice din pulbere? Ei vom da tăciunii vieții noastre lui Hristos rugându-L Doamne, suflă în tăciunii vieții noastre și aprinde de Tu Vom lăsa pe Hristos să atingă buzele noastre, inima noastră Ei vom deschide rana din suflet și vom spune Doamne, aici nu găsești, nu mai putregai Am venit spre Beiuș și am văzut la un moment dat ceva mănăstire, biserica de lemn Oare nu cumva suntem și noi biserica de lemn? Uită-te la dumitale cum ești, de te vezi un butuc, totuși mai ai o șansă. Spune așa cum zicea cineva, sunt un butuc în casa ta, dar mai știu că Tu poți să-L aprinzi, Doamne. În seara asta să ne aprinde Hristos, în seara aceasta să torne Hristos în noi, în seara aceasta Domnul Dumnezeu să, 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 ne, să ne scoată din comoditate, din liniștea noastră. Menirea lui Hristos în adunare nu e doar aceea să ne facă niște oameni liniștiți. Am plecat în liniște și în pace de la casa lui Dumnezeu. Mare lucru când Dumnezeu te ne neliniștește și când Dumnezeu mai întâi face dezordine în viața ta ca mai, apoi să, ca mai apoi să pună toate lucrurile în ordine. Dumnezeu pare că stă uneori nepăsător și e spre binele nostru. De fapt, atunci Dumnezeu ne bagă în seamă. Pentru toți aceia care a zis până acum, Dumnezeu e nepăsător, vreau să vă spun un lucru se uită Dumnezeu la tine. Asta înseamnă că te iubește Dumnezeu. mulțumiți pentru dragostea Lui. Amin. Privim fiecare dintre noi la această nepăsare fantastică a Lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, dincolo de nepăsarea aceasta pe care noi o vedem aparentă, este un Dumnezeu care ne privește. Un Dumnezeu care ne știe. Spuneam, m-a chemat la biserică, la Sântana și i-a spus, sunt bolnav. Prima dată nu m-a înțeles, în urmă cu vreun an și jumătate. Acum că m-am chemat din nou, zis, sunt bolnav și el mi-a zis, te înțeleg. Vreau să vă spun că în această seară Dumnezeul acesta al nostru care nu face greșeli, care ne cunoaște foarte bine, vrea ca să ne spună fiecarea îmi pasă de tine. Îmi pasă de câte bucăți de pâine ai nevoie mâine dimineață pasă de examenele tale, pasă de ajutorul tău de șomaj, pasă de problemele pe care le-ai acasă, pasă de dușmani, cel care te trimis prin tribunale, pasă de viața ta, singurătățile tale și frământările tale. Îmi pasă de neputințele tale, pasă de angoasele tale, pasă de mărăciunile tale, mie chiar că-mi pasă. Vreau ca să-i mulțumim unei asemenea, domnă. Atât să facem în seara asta. Haideți să ne ridicăm și să spunem, mulțumesc că-ți